Moș Nicolae a trimis sacul său cu daruri la Liceul Tehnologic Petru Maior din oraș. Beneficiarii sunt copiii grădiniței cu program normal voinicel, elevii din ciclul primar și gimnazial, precum și liceenii. La fel ca în ultimii ani, inițiativa a aparținut primăriei Reghin, care marchează astfel o nouă ediție a festivalului Fulg DNA. Astfel, fiecare copil din instituțiile de învățământ primește un cadou cu ocazia sărbătorii de Sfântul Nicolae. Inițiativa primăriei este binevenită pentru toți elevii din acest liceu, deci fiecare elev a primit un pachet de Moș Nicolae. Astăzi, vineri, am distribuit la toți elevii pachetele primite de la primărie. A fost o bucurie imensă în rândul copiilor. În aceste condiții, unitatea a intrat pe deplin în atmosfera sărbătorilor de iarnă, care dăinuie an de an în toate școlile reghinene. Elevii au un plan să recompenseze darurile primite cu vizite la primărie ale grupurilor de colindători. Dar asta nu e tot. Liceenii organizează pe data de 17 decembrie de la ora 15 la Casa de Cultura Tineretului George Enescu o serbare dedicată sărbătorilor de iarnă.